Deschidem boxul ăsta și vedem dacă o să ne pice brawlerul lui. Sper din toată inima să primești ceva, man. Hai să vedem. Dacă vrei să apari în următorul meu episod, apasă chiar acum butonul de like la acest videoclip, abonează-te la canal și activează clopoțelul și du-te mai jos și lasă un comentariu de minim 4 caractere, litere, cifre, absolut ce vrei tu. Eu voi alege 4 oameni random și voi pune în următorul episod. Baftă! Acest videoclip de Brawl Stars mi-a făcut un cont nou cu numele lui și am deschis 4 boxuri. Din aceste 4 boxuri am primit 2 brawler noi pe tot parcursul videoclipului. Uitați-vă la tot clipul ca să vedeți ce brawler am primit și chiar dacă l-am primit chiar pe brawlerul lui, noul brawler cromatic. Uitați-vă la tot videoclipul. Salutare, fraților, unuiesc Marius Iaugu și bine ați revenit la cel mai tare episod pe care voi l-ați văzut vreodată cu Brawl Stars mituri, deoarece astăzi vom testa cel mai cunoscut mit și totodată să vedem dacă chiar merge, deoarece în ultimul timp s-a întâmplat ceva foarte, foarte ciudat pe Brawl Stars. Să vedeți să ceapă clipul acesta, v-aș ruga să apăsați butonul de like, să faceți cât mai multe like-uri la episodul ăsta și să vă și abonați la canal să vă zic despre ce este vorba. Până o să vă zic despre ce este vorba, o să dau start ca să nu mai pierdem timpul. Ei bine, am creat, adică o să creez un cont nou de o să creez un cont nou de Brawl Stars cu numele Lu. Chiar acum aveți, am creat un cont nou de Brawl Stars cu numele Lu. De ce am făcut chestia asta, guys? Poate vă întrebați voi aici. Ei bine, acum câtva timp pe Reddit, respectiv o săptămână, a apărut o postare cum că o fată pe nume Bea, ca și pe Brawler, și-a creat un cont și-a pus numele Bea și din primul box i-a picat Brawlerul Epic Bea. Ea n-a făcut chestia asta cu scopul de a lua Brawlerul Bea și-a pus numele Bea pentru că așa o cheamă pe ea, like Bea, și că, na, e un nume foarte, foarte cunoscut, și totodată i-a picat Brawlerul Bea din primul box. Tocmai de aceea foarte mulți oameni au început să dea la ăsta, bro, dacă spui numele ăsta și deschizi primul box, oare spică toate chestiile astea. Și astăzi noi vom testa lucrul ăsta. Respectiv, ne vom juca cu Lu, vom vedea, vom da niște meciuri, abar n-am câte, până când vom deschide primul box sau al doilea. O să dăm 2 șanse și o să vedem dacă cumva o să primim noul brawler înainte de lansare pe parcursul video. Chiar să-l luați un videoclip pentru că este foarte, foarte interesant. Totodată scrieți în comentarii dacă vreți să mai încerc și cu alți brawler, pentru că v-am zis, lumea nu s-a gândit nimeni la Lu, că eu cred că sunt sigur că s-a gândit la Lu. Însă lumea a zis, hai să ne punem numele Leon sau ceva de genul, bro. Eu am zis, bro, să mergi direct la Lu, pentru că dacă chiar merge chestia asta, ar fi foarte, foarte șmecher să abuzăm de acest bug până la urmă, bro. Adică e un bug, bănesc că doar nu e un trick secret de la Brawl Stars, pentru că așa l-ar face toată lumea și să abuzăm de el până când nu se termine. Și ce zic, bro? Hai să vedem ce se întâmplă. Vedeți că deja avem jos Brawl Stars World Finals, avem contul ăsta Lu. Contul ăsta are 0 trofee, este creat chiar acum, am dat training-ul eu ca să nu vă plictisesc pe voi cu training-ul. Vreau să fie un episod cât mai interesant, să vă uitați la tot videoclipul. Nu vreau să stați în training. Bun, hai să dăm aici. Bun. Am terminat primul meci cu boții. L-am câștigat perfect. Până acum totul merge perfect. Bă, ce mi se pare foarte, foarte mișto este că, bă, poate, bă, nu știu cum funcționează bucul ăsta, însă Bea și Lu au ambele nume 3 litere. Deci avem șanse foarte, foarte mari să primim Lu. Hai să vedem aici dacă nu știți ce este Lu. Este noul brawler. What the fuck, bro, cum să nu știți cine este Lu? Este noul brawler care o să trebuiască să fie lansat în următoarele 10 zile sau ceva de genul la Brawl Pass. Dar mi s-ar părea foarte, foarte mișto să, cum îi spune, să reușim să-l prindem. Hai să vedem, dăm aici startul, bun. Să-l prindem dintr-un box, bă, ar fi foarte, foarte mișto. Din câte știu eu, brawlerii cromatici pot fi prinși dintr-un box. Foarte, foarte tare. Ia să dăm aici cu băieții de pământ. Ok, bă, ar trebui să câștigăm meciul ăsta, din câte știu eu, ca să ne avanseze la următorul meci. Pentru că acum jucăm cu niște player, dar bănesc că și player ăștia sunt boți. Adică cum joacă, bănesc că 99% din cazuri câștigați meciul ăsta. Adică toată lumea bănesc că câștigă meciul ăsta. Nu cred că există o persoană care să-l piardă și parcă vezi că-l pierde acum. Mă fac de rușine, bro, la toată lumea, bro, dacă îl pierd, gen fix o să pierd meciul ăsta, care am zis că cred că nu e nimeni care ar putea să-l piardă. Bun, hai să dăm puțin cu băieții ăștia de pământ. Mamă, 314, bro, uite cât noroc îi. Bro, mai au și noroc și tot nu câștigă, bro. Cu tot cu noroc și ce zic. Bun, hai mă, dați acolo cu ei, dați mă cu ei de pământ, mă, hai să dăm cu ei de pământ, știți vorba. Oh, shit, bun, oh, ăla are toate 4, bro, iale. Să nu moară, bro. Vino aici, bro, chill, bro. Nu cred. Deci nu cred că noi. Bro, de unde sunt ăștia, bro? Băi, veniți, man.
Deci nu vede să cred că... Ok, nu pierdem, da. Ok, bun. Bine că a venit băiatul ăsta aici. Păcat că au luat băieții, că nu, ei nu prea știu să joace, dar sper că, na, eu am 8, bun, vedeți, deci deja a murit, deci bine, n-a trecut bine că a murit, 9. Vino înapoi, puiu, vino înapoi, puiu, că nu știi tu, nu știi tu, bun, gata, hai, du-te, gata, bun, băieții, bun, hai că am câștigat și meciul ăsta. Sunt foarte, foarte excited pentru primele două boxuri, să vedem dacă primim un brawler nou, respectiv Lu. Pentru că știți că în primele boxuri sunt șanse mari să primești un brawler nou, gen super rar, verde, dar poate este și astăzi să primești și Lu. Asta nu știi absolut niciodată, bro. Hai să dăm aici. Vedem, bro, hai să vedem când e primul box. Bun, am ajuns aici. Avem primul box deja, bro. Avem deja primul box. O să dăm șanse la primele două boxuri. Bun, da, deci, ok, primele, avem deja două boxuri. Păi atunci, hai să dăm trei boxuri, bro, știi ce zic? Deci, cred că o să mai trebuie să dăm un singur match ca să luăm următoarele boxuri. Avem, ok, mai avem și astea, bro, hai să deschidem toate boxurile mele. Hai să vedem dacă din primele boxuri o să primi ceva. Bun, că dacă mai dau două meciuri, o să am patru boxuri la dispoziție, patru șanse. Din primul box, nu, n-am primit nimica. Momentan, hai să vedem din al doilea, bro. O dăm cu un item, nici din ăsta n-am primit nimica. Deci din primele două, momentan, nu este nimica. N-am primit niciun loot sau vreun brawler de ăsta așa mai ciudat. Acum, noi, bănuiesc că eu dacă o să ajung la brawl box-ul ăsta și totodată o să ajung la cele două brawl box-uri. Deci mai avem încă două boxuri la dispoziție să luăm pe lui. Ar fi foarte, foarte mișto să ne-l dea și ar fi foarte, foarte tare reacția, bro. Tu vrei să găsim un bug de gen. Adică, teoretic, deja există un bug de gen. O să nu știm dacă este bug și asta urmează să facem în episodul ăsta, respectiv să testăm dacă există bugul ăsta sau nu, bro, și ce zic? Hai să vedem. Deci dăm acolo cu Brawl Stars, cu Lu, cu toți băieții. Bun. Bă, deja devine destul de greu. Bun, hai că... Mamă, bă, da, what, ăsta cum poate să dea numai... Efectiv, dă numai ultimată în ultimată. Și ce zic? Adică nu mi se pare corect. Mamă, uite, numai ultimate ține pe băieții ăștia. Văd că băiatul are cele mai multe, clar este star... Star Game este starul jocului, bro. Fără nicio fel de mișto, e starul jocului și merită chestia asta, bravo lui, bro. Să hai să vedem, hai să, chiar sunt curios. Deci chiar sunt curios, bro, dacă o să primim neapărat un brawler, bro. Dar să ne vedem Lu, știi ce zic? Un brawler sau Lu? Din următoarele două box ar trebui, bro, să primim ceva. Sincer, acum ar trebui să primim ceva. Hai să vedem. Let's go. Bun, Lu, hai, bro, nu mă dezamăgi, bro. Deci nu poate să-mi stea gândul la meciul ăsta când știu că, bro, 100% să avem un brawler nou. Pentru că, opa, bro, să nu mori. Mama, bro, nu te băga, man, în spate, bro, de ce te bagi, lul? De ce te bagi, soro? Ce se bagă, man? Bun. Am luat primul. Oh shit, man. Uai, ce am făcut cu microfonul? L-am dus în... Oh shit, l-am deconectat, băieți. Sper că m-auziți în continuare, bă, avem aici puține probleme tehnice, având în vedere microfonul ăsta. Bun, acum bănesc că toată lumea e ok, da? Toată lumea e ok, suntem înapoi toți, băieți. Bun. Acum, haideți să vedem, guys. Am ajuns 30 de astea. Bănesc că n-am făcut până acum tier 2-ul. Avem ceva nou pe shop. Bun, avem și un free box pe shop, nu avem momentan. Avem un brawler nou, bro, Ok. Acum, mai avem încă puține trofei, deci spuneți că datorită, deci dacă dau meci cu Nita, de instant am un free item, am ceva chestii pe Nita. Deci bănesc că următorul match pe care o să-l joc, o să pot să mai deschid încă două boxuri și o să vedem dacă luăm bălu. Deci asta, astea sunt ultimele două meciuri pe care le voi juca, ultimul match pe care le voi juca. Și să vedem, bro, dacă reușim cumva să luăm brawlerul lui. Deci, bro, ar fi ceva foarte, foarte mișto, ar fi un achievement atins, bro. Dar, nu știu, înseamnă că pur și simplu acea fată a avut noroc să-și pună lumea B. Adică, man, îți dai seama că super, super noroc. Să vedem aici, deci asta este chiar un mit pe care vreau să vedem, băieți, știți că întotdeauna când ați văzut videoclipuri de genul, erau în care pur și simplu schimbau numele. Însă eu am făcut de la început un cont cu numele ăsta, nu e același lucru, știți ce zic, adică nu mi-a schimbat numele pe parcurs, mi-a făcut de la început un cont cu numele ăsta. Deci mi se pare foarte, foarte, cum se zice, ciudat să se întâmple, bro, să vedem dacă este adevărat sau nu, știți ce zic. Continuăm, bă, văd că ne ține foarte, foarte bine meciul ăsta de showdown, băieții ăștia nu mișcă cum n-au mișcat și nici ceilalți. Suntem, ne menținem ok, băieți, chiar ne menținem foarte ok, dacă stați să mă întrebați pe mine. Chiar ne menținem foarte, foarte ok. Hai, Lu, hai, soro, vino. Dăm acolo, bun. Bravo, nouă. Blue Team Countdown.
Asta e countdown-ul nostru, bro. Hai să vedem, dați acolo, bro. Bun, nice. Bun, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bro. Și-am reușit, man. Ok, am luat și star player-ul. Hai să vedem ce primim aici. Deci ca primim, nu primim nimic, numai pe victorie, bro. Oh shit, man. Numai 20 de dastea. Avea, ok, deci avem brawl box-ul și după mai trebuie să dăm un match pentru următorul box. Deci, băieții, mai avem, asta e penultima șansă la brawlerul Lu. Asta este penultima șansă. După mai avem o singură șansă. Hai să vedem. Asta este penultima șansă, Doamne ajută. Deschidem box-ul ăsta și vedem dacă o să ne pice brawlerul Lu. Dăm doi oameni. Oh shit, ok, deci momentan nu este brawler. Însă mai avem o singură șansă, băiți. Una. Dacă nici din asta nu ne pică Lu, mitul este catalogat fals. Mitul este complet catalogat fals. Însă dacă ne pică Lu din chestia asta și prindeți momentul live, bro, o să fie genial. Și ce zic, adică cel mai probabil o să ajung peste tot, o să fiu un YouTuber popular cum mi-a dorit întotdeauna, o să ajung efectiv peste tot, dar aulă, am uitat să prezic ceva, ar trebui să câștig meciul ăsta ca să iau acel Brawl Box. Asta e singura precizare pe care n-am făcut-o, ar trebui să-l cam câștig, bro, știi ce zic, adică ar fi foarte mișto să-l câștig. Foarte, foarte drăguț din partea la băieți să mă lase să-l câștig, știi ce zic. Hai să dăm cu ei de pământ puțin. Dă-i, bro, dă-i acolo, nice, 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 bro. It's a nice thing, brother, it's a very nice thing, bun. Hai că e ok așa, e ok așa. E ok așa, bun, 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 eu am pe toate, perfect. Numai bine, ok, bro, dar ar vrea și puțin suport din partea camaraților mei, bro. Chiar dacă eu le-am pe toate, nu trebuie să car meciul, știi ce zic. Dă, car deja gemurile. Nu mai trebuie să car și meciul. Like for real, bro. Hai să vedem, blue team countdown. Dăm așa cu băieții. Hai să vedem. Dăm, bun. Haide, bro, haide. Lasă-mă, bro. Bun, băieții, bun, oh shit. Oh my god, am ajuns aici. Oh my god, avem și shoutdown-ul. Hai să colectăm shoutdown-ul prima dată. L-am colectat și am ajuns la ultimul Brawl Box, băieții. Ultima șansă de a primi brawlerul Lu. Nu știu câte șanse avem, însă sper, bro, chiar sper din toată inima să primești ceva, man. Hai să vedem. E rosa, bro. Chill, bro, e rosa. Nu, deci bă, mi-a dat un brawler. Mă așteptam să-mi dea un brawler. Chiar m-am speriat când am văzut că e un brawler. Însă a fost rosa, nu a fost Lu. A fost brawler, dar nu a fost Lu. Chiar m-a fost cu clipul acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și da, să facem mai multe like-uri la clipul ăsta. Eu am fost Maru, seama cu nevine în curând cu episodul noi. Hai, salut!